Deșteptarea. Un tânăr a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce intră liniștit pe terasa unei pizzerii din Bacău, demontează umbrela de mari dimensiuni a localului și pleacă mai departe cu ea, deși abia o putea căra. Asta era noaptea, bănuiesc, că noaptea, ziua l-oprea cineva. Ziua ar fi cerut și el o pizza, probabil, și ar fi fugit cu ea. Și tu, dacă ai vedea pe cineva că trebăluiește la umbrela acolo, la o oră de asta, cât de cât rezonabilă, 11-12 noaptea... Putea spune că e patronul sau un angajat al pizzeriei. Acolo. Te duci la el, îți dă cu umbrela în cap. Totuși să iei umbrela aia, știi despre ce fel de umbrele vorbim? Da, știu. Întrebarea mea este unde o pui. E și ușor de identificat, pe aia scrie ceva, adică... Când stai la grădină și îți înfigi indicatoare rutiere pe post de araci, stai la umbra umbrelei furate de la pizzeria. Și scrie acolo mare un brand de bere și știi că alea nu se găsesc de cumpărat, să dau doar ca, nu știu, nu cadou altfel. Promoționale, materiale promoționale din partea diverselor firme. Adică e și o furăciune din asta cu care vrei să semnalizezi, să știe tot satul și tot statul. Băi, eu am luat... De unde e umbrela? La un moment dat erau foarte căutate florile. Jardinele la cele apuse de primării. Pentru mine, da, este de neuitată la care a furat gazonul acolo în sectorul 3. Gazonul, exact, și gazonul. Băi, genial. Deci genial. Orice nu e al tău. Bine, da, și omul s-a gândit, băi, la cât gazon au furat ăștia de la primărie, știi? Punând la asta, că dacă eu și eu un rulou... Căutăm noi mereu scuze, da, orice al statului e de însușit. Cam asta e deviza multora dintre noi. O umbreluță, da. O umbreluță, un gazon, o panseluță, un indicator de drum cu prioritate, m-am uzat seama ce galben, așa frumos. Aici ala din avutul omului, din umbrela omului. Aici, umbrela omului. A lăsat și niște vaci, nici băutori să stea în soare. Adică... Prindeți-le cu lanțuri! Deșteptarea